Este o bucurie din nou să fiu împreună cu Biserica din Mănășturi. Și pentru că revin periodic, m-am gândit că n-ar fi rău să facem împreună un traseu foarte cunoscut creștinilor din primul secol. Mă folosesc din nou de numele Petra, sper să nu-l supra-licităm în dimineața aceasta. Dar creștinii în primul secol aveau deja în imagine, în fiecare fibra ființei lor, ideea unui templu. Templul era la Ierusalim, templul era vizibil, templul era centrul vieții lor, religioase, economice, politice. Și dacă Hristos vine să-și zidească un templu sfânt pentru Domnul, imaginea pe care ne-o lasă, el vorbea despre templul care era trupul său. Ideea unui templu nu este străină nici pentru creștinii din primul secol. Ei așteptau să vadă nu un templu de piatră, nu un templu de din cărămiz, din lemn, nu, un templu din pietre vii. Dar ca orice structură, și acest templu nou trebuie să aibă o rezistență, niște stâlpi de rezistență. Și Pavel, în epistola către Galateni, îi și numește pe aceștia stâlpii. Erau trei pe care îi pomenește el. Era Iacov, era Chifa, era Ioan. Iată, trei apostoli, iudei care fuseseră în prezența lui Iisus Hristos, iudei care fuseseră marcați de lucrarea și de cuvintele lui Iisus, iudei care au ajuns să-L mărturisească pe Iisus ca Mesia lor. Acești trei, în gândirea noului popor al lui Dumnezeu, erau stâlpii noii creații. Piatra din capul unghiului este Domnul, temelia este apostolii. Iată că în această temelie ne întâlnim și cu o altă metaforă, cu niște stâlpi. Acum, cred că n-ar fi deloc greșit să mai adăugăm un stâlp acolo, să-l punem și pe Pavel, să fie patru stâlpi. El nu se include în numărul stâlpilor, dar atunci când te uiți la lucrarea lui, la misiunea lui, la scrierile lui, cu siguranță a contribuit la consolidarea templului nou zidit. Așa că, iată, călătoria la care vă invit este să ne întâlnim cu acești stâlpi. Stâlpii noii creații a lui Dumnezeu. Ultima dată când am fost aici, de fapt cu două dăți înainte, ne-am uitat la unul din acești stâlpi, la Ioan, apostolul Ioan. Țineți minte, bună oară, atunci când Pavel rezumă virtuțile creștine în Corinteni, la un moment dat spune: acum rămân acestea trei. Ajutați-mă să mi le aduc aminte. Credința, nădejdea și dragostea. Atunci când l-am studiat pe Ioan, am văzut că este preocupat în mod special de dragoste. Pe stâlpul Ioan voi scrie dragoste. Dacă faci o analiză a statistică a cuvintelor în epistolele lui Ioan, lui Iacov și lui Petru, vei vedea că
cea de-a doua virtute creștină o poți asocia fără vreo dificultate cu cel de-al doilea stâlp, cu Iacov. Pe stâlpul Iacov vom pune credința. Ne rămâne stâlpul al treilea, Petru, care din virtuți rămâne acolo pentru Petru? Nădejdea. Și într-adevăr, dacă citești epistolele lui Petru, vei găsi cuvântul nădejde cu o mai mare frecvență decât în oricare din celelalte epistole. Deci iată cum cele trei virtuți de bază ale credinței creștine, credința, nădejdea, dragostea, se regăsesc în lucrarea și în scrierile celor trei stâlpi. Avem stâlpul dragostei, pe care îl asociem cu Ioan, stâlpul credinței, pe care îl asociem cu Iacov, despre care o să ne ocupăm în această dimineață, și stâlpul nădejdii, pe care îl asociem cu Petru. Ei, în această călătorie va trebui să vă invit tocmai la începuturile creștinismului. Pe măsură ce studiez epistola lui Pavel, vis-a-vis de epistolele și de celelalte scrieri ale Noului Testament, este vorba de epistola lui Iacov, nu Pavel, ajung la concluzia care se întărește din ce în ce mai mult, că atunci când deschidem epistola lui Iacov, stăm în fața primei scrieri creștine. Atât de timpurie este această epistolă, încât nici nu o poți deosebi de scrierile iudaice. Absolut fiecare por al acestei epistole este iudaic, evreiesc. De fapt, sunt doar două locuri în epistolă, două versete în epistolă, care îi dau identitate de scriere creștină. Din 108 versete câte sunt în Iacov, doar două versete au ceva de a face cu credința creștină. Iată unul din motivele pentru care cred că epistola este scrisă tocmai la începuturile creștinismului, tocmai în anii în care nu făceai mare deosebire între grupul iudeilor care se închinau la templu și grupul iudeilor care veneau la templu, dar care îl mărturiseau pe Iisus ca Mesia. Erau acolo toți la oaltă. Și în aceste vremuri, de început, nu este de mirare ca o scriere a unui lider creștin, iudeu fiind, să sune foarte mult a învățătură iudaică. De fapt, cred că ai putea spune următorul lucru. Atunci când Pavel vine și prezintă lucrarea lui Iisus Hristos, pe Pavel în mod special îl interesează noutatea. Dacă este cineva în Hristos Iisus, este o făptură nouă. Cu venirea lui Iisus Hristos a venit noua creație. Totul s-a dus, iată noul. Pavel este fascinat de elementele noi pe care credința în Iisus Hristos le aduce. Peste tot se uită, oriunde se uită, Pavel vede nou. Și lucrul acesta este nou, și atitudinea asta este nouă, și aspectul acesta al credinței este nou. Trăim într-o nouă creație. Și nu există să citești scrierile lui Pavel fără să vezi această subliniere repetată a noului. Hristos a venit, cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi, absolut totul este nou. Accentul pe care Pavel îl pune.
dacă vin să la Iacov, vei vedea că Iacov este mai puțin interesat de nou, este mai dornic să vadă ce a rămas neschimbat. Dacă Hristos vine și aduce ceva nou, oare sunt lucruri care rămân neschimbate? Ce dimensiune a credinței noastre iudaice, ce dimensiune a religiunii noastre iudaice ajunge să nu fie, ajunge să, sau rămâne constantă atunci când treci de la credința iudaică la cea creștină? Există vreun lucru care se care este constant, care să nu se schimbe, care să nu fie atins de nou? Iată întrebarea pe care Iacov o are. Pe Iacov nu îl interesează așa de mult ce este nou în noul legământ. Pe Iacov îl interesează ce este vechi în noul legământ. Vreau să văd acele aspecte care și-au păstrat permanența, chiar și la tranziția de la vechi la nou. Așa că, din start, vedeți, binecuvântarea pe care o avem noi, să avem mărturia mai multor apostoli. Fiecare se uită la lucrarea lui Dumnezeu dintr-un anumit unghi. Și dacă pe Pavel îl interesează noul, pe Iacov îl interesează vechiul. Atât mesajul unuia, cât și cel de-al celuilalt sunt importante pentru noi. Stăm în fața acestei mese rotunde a discuțiilor pe care apostolii le au atunci când discută despre Iisus Hristos și lucrarea Lui. Deci vă invit astăzi să-L ascultăm puțin pe Iacov, fratele Domnului, cel care mai presus de orice este interesat în ce este vechi în noul legământ. Care sunt lucrurile vechi care se păstrează în noul legământ? Ascultați-l pe Iacov ca să semăn puțin cu un iudeu. Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului nostru Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți și întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dacă vreunia din voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării care este tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Dumnezeu, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Bogatul să se laude cu smerirea lui. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui. Bogatul să se laude cu smerirea lui, că își va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba. Floarea ei cade jos și frumusețea înfățișării ei piere. Așa se va veșteji și bogatul în umbletele lui. Ferice de cel ce rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făcăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nimeni când este ispitit să nu spună, sunt ispitit de Dumnezeu.
Căci Dumnezeu nu poate să fie ispitit ca să facă rău. Și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Nu vă înșelați, preobiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este schimbare și umbră de mutare. El de bună voia Lui ne-a născut din cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a făpturilor sale. Știți bine lucrul acesta, preobiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la mânie, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Pentru că mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea lepădați orice răutate și orice revărsare, de orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cuvântul care vă poate mântui inimile, sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit pleacă și uită îndată cum arăta. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, va fi fericit în lucrarea lui. Dacă crede cineva că este religios și nu-și învrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să îngrijim de orfani și de văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Căci de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și îi spuneți: tu șezi în locul acesta bun? Și apoi zice săracului: tu stai acolo în picioare sau vino și șezi la picioarele mele. Oare nu faceți voi o deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Ascultați, preobiții mei frați, oare n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-l iubesc? Și voi înjosiți pe cel sărac. Oare nu bogații vă asupresc și vă târesc înaintea judecătoriilor? Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care îl purtați? Dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar dacă aveți în vedere fața omului, săvârșiți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători a legii. Căci cel ce păzește toată legea și calcă o singură poruncă se face vinovat de toate. Căci cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei. Căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Dar mila biruiește judecata. Frații mei, ce-ar folosi cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte?
poate oare credința aceasta să-l mântuie? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul din voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă, săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credința, eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul singur și bine faci. Dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Părintele nostru Avram n-a fost el socotit neprihănit prin fapte atunci când l-a adus pe Isaac, fiul său, jertfă pe altar? Vezi dar că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința lui a ajuns desăvârșită. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți că omul este socotit neprihănit nu numai prin fapte și nu numai prin credință. Și curva Rahav n-a fost și ea socotită neprihănită prin credință atunci când a găzduit pe sol și a scos afară pe altă cale? După cum trupul fără suflet este mort, tot așa credința fără fapte este moartă. Apăs pe butonul de pauză aici, pentru că sunt prea multe lucruri care merită observate și poate într-o altă ocazie continuăm și partea a doua a lui Iacov. Aș vrea să desprind din aceste două capitole acele elemente care rămân stabile în tranziția de la vechiul la noul legământ. Așa cum am intuit deja, așa cum am menționat deja, lucrurile care rămân în continuitatea lor sunt cele care îl interesează pe Iacov. Și nu cred că există un element pe care să-l vezi mai vizibil ca element de continuitate decât însăși persoana lui Dumnezeu. Dumnezeu pe care Iacov ți-l prezintă este Dumnezeul vechiului legământ. Este Dumnezeul Scripturilor. Iacov se întrece pe sine în creionarea unui portret foarte amplu al lui Dumnezeu. Face referire tocmai la crezul iudaic. Ascultă Israele, ne spune Moise în cartea Deuteronom. Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Iată afirmația pe care o are și Iacov. Tu crezi că Dumnezeu este unul singur. Unul. Și bine faci. Iată un aspect al înțelegerii lui Dumnezeu care rămâne constantă. Dumnezeu este unul. Nu sunt mai mulți, este unul singur. Acest Dumnezeu, tot în epistola lui Iacov, ni se prezintă singura dată în Noul Testament ca Dumnezeul oștirilor. În capitolul 5, n-am ajuns încă acolo, dar Dumnezeul oștirilor era un termen extrem de important pentru felul în care iudeii vechiului legământ îl înțelegeau pe Dumnezeu. Iată că și această calitate a lui Dumnezeu, care este Dumnezeul oștirilor, se păstrează.
Dumnezeu El este unul. Dumnezeu este Domnul oștirilor. Mai găsești în Iacov faptul că este Dumnezeu Tatăl. Exact terminologia pe care Vechiul Testament o folosea este acum preluată de Iacov și ne spune: în nou legământ Dumnezeu ni se prezintă ca și Tată. Și dacă ar fi să-L întorci pe Dumnezeul lui Iacov pe toate fețele, vei vedea un Dumnezeu care iubește, care are îndurare, care are milă, care se mânie, care legiuiește, care iartă. O paletă foarte frumoasă, foarte completă a calităților lui Dumnezeu, care sunt preluate din Vechiul Legământ. Nu, Iacov nu inventează un nou Dumnezeu. Creștinii nu aduc un nou Dumnezeu. Creștinii lasă cunoașterea de Dumnezeu din Vechiul Legământ să se păstreze, să se permanentizeze. Așa că ereticul Marcion din secolul al doilea, care a spus că Dumnezeul Vechiului Testament este un Dumnezeu al mâniei, al uciderii, este un Dumnezeu capricios. Ce bine că a venit Noul Testament ca să ne dea un Dumnezeu al dragostei. Nu există o poziție mai greșită decât aceasta. De aceea biserica l-a etichetat ca eretic. Dumnezeul Noului Legământ este Dumnezeul Vechiului Legământ. Dar bine, bine, Iacov, dacă ție-ți place să menții lucrurile neschimbate, totuși, în această cunoaștere a lui Dumnezeu, nu este totuși ceva nou? N-aduce nimic nou legământ în nimic nou, nu este nimic nou în nou legământ, chiar dacă ești interesat de ceea ce este vechi. Și așa ajungem, ca răspuns la această întrebare, la primul din versetele care dau identitate creștină acestei scrieri. Observați-l în capitolul 1, versetul 1. Iacov, rob al lui Dumnezeu, observați că nu se termină acolo, și al Domnului Iisus Hristos. Iacov, rob al lui Dumnezeu. Oricine în Vechiul și în Noul Legământ s-ar fi identificat cu această definiție. Suntem robii lui Dumnezeu. Dar Iacov duce lucrurile puțin mai departe. Rob al lui Dumnezeu și într-o robie identică față de Domnul Iisus Hristos. Iată unde pătrund credincioșii Noului Testament, Noului Legământ. Iată locul în care credincioșii Vechiului Legământ nu pășesc. Această nouă înțelegere a lui Dumnezeu. Dumnezeul Vechiului Testament, da, cu siguranță. Dumnezeul Vechiului Legământ, cu siguranță. Dar acest Dumnezeu, acum, este înțeles vis-a-vis de o robie pe care o ai nu numai față de El, ci față de Domnul Iisus Hristos. Rețineți că Iacov nu a crezut întotdeauna că Iisus Hristos este Domnul vieții lui. Pe timpul vieții lui Iisus Hristos, Iacov nu a crezut în El. A fost nevoie de învierea lui Iisus Hristos ca Iacov în sfârșit să-și plece genunchiul și să spună: rob al lui Dumnezeu, și să nu se oprească acolo, și al Domnului Iisus Hristos. În această analogie, chiar dacă este scurtă în epistola lui Iacov, găsești numitorul comun al felului în care
autorii Noului Testament îl înțelegeau acum pe Dumnezeu. Veți vedea că în Noul Testament, autorii Noului Testament, apostolii, nu defilează cu un steag pe care scrie Iisus Hristos este Dumnezeu și noi credem în Iisus Hristos care este Dumnezeu. Nu vei găsi niciunde acest lucru în Noul Testament. De fapt, în tot Noul Testament, așa mare cum este, nu sunt decât vreo 10 sau 12 versete în care Iisus are numele de Dumnezeu. Dar totuși, cum poți să-L prezinți pe Iisus ca Dumnezeu fără să spui că Iisus este Dumnezeu? Iată cum face Iacov. Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Noi iudei avem un singur Domn în fața căruia suntem robi. Acesta este Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos. Cum face Pavel lucrul acesta? Har și pace de la Dumnezeu și de la Domnul Iisus Hristos. Iată cum, în mod indirect doar ca să totuși să fie ascultați, să fie auziți, autorii Noului Testament îl aduc pe Hristos și îl integrează în înțelegerea corectă a cine este Dumnezeu. Iacov, roba lui Dumnezeu și, în egală măsură, robul lui Iisus Hristos. Ce aduce nou legământ, chiar și în înțelegerea lui Iacov? O nouă înțelegere a persoanei, a ființei lui Dumnezeu. Mai există un element care poate fi urmărit în această tranziție de la vechi la nou. Scripturile. Scripturile iudaice rămân scripturile pentru poporul noului legământ. Din nou, Marcion, ereticul din secolul al doilea, i-a plăcut să decupeze din scrierile creștine Vechiul Testament, automat l-o ciopârțit și l-o aruncat, și chiar din scrierile apostolice, tot ceea ce semăna a Vechi Testament a decupat și l-a pus deoparte. A rămas doar cu o mini-selecție de texte din Noul Legământ, din scripturile Noului Legământ, care i-au convenit lui. Iacov n-ar fi dat mâna cu acest Marcion. Pentru că atunci când citești epistola lui Iacov, vei vedea cât de important este Scriptura pentru gândirea lui Iacov, pentru gândirea acestor oameni din Noul Legământ. Scriptura nu se modifică. Scriptura lor este Scriptura noastră. De aceea, atunci când Iacov citește Vechiul Testament, se întâlnește acolo cu persoane pe care le asumă ca fiind persoane reale. Găsești un Avram, îl găsești pe Rahav, îl găsești pe Elie, îl găsești pe Iov. Legea care este scrisă ca mărturie în Scripturi apare și în Iacov. Iacov citează din Scripturi. Iată că scripturile își păstrează valabilitatea chiar și atunci când treci de la Vechiul Legământ la Noul Legământ. Scripturile rămân scripturile Noului Legământ. Scripturi și pentru Noul Legământ. Tot așa cum Dumnezeu rămâne constant în trecerea de la vechi la nou, tot așa scripturile rămân constante atunci când treci de la vechi la nou. În ele ai cunoașterea de Dumnezeu. În ele găsești poruncile lui Dumnezeu. În ele găsești mărturia despre legea lui Dumnezeu. În ele găsești exemplele poporului lui Dumnezeu și Iacov le asumă ca și scripturi și pentru Noul Legământ. Dar îi punem din nou aceeași întrebare lui Iacov.
Bine, Iacov, dacă scripturile s-au păstrat constante, dacă scripturile nu își pierd valabilitatea, totuși, ce aduce nou legământ în domeniul scripturilor? Am văzut că în domeniul cunoașterii lui Dumnezeu există totuși ceva nou. Roba lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Ce este nou în domeniul scripturilor atunci când trecem de la vechi la nou? Răspunsul la această întrebare nu este chiar așa de ușor de dat cum ne-ar place, dar nu este absent. Iată ce se adaugă la scripturi atunci când treci de la vechiul la noul. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ferice de voi când veți fi persecutați din pricina numelui meu. Cine a spus cuvintele astea? Domnul Iisus. În capitolul 5, Iacov vorbește despre să nu vă jurați nici pe pământ, nici pe cer, nici cu vreun alt fel de jurământ. Cine, ecoul căror cuvinte sunt acestea? Cuvintelor Domnului Iisus Hristos. De fapt, dacă treci prin Iacov și treci cu atent și ții un text al predicii de pe munte lângă tine și un text al epistolei lui Iacov, vei vedea cel puțin 20-25 de pasaje în care Iacov nu face altceva decât să aducă din cuvintele Domnului Iisus Hristos și să le pună în scripturile noului legământ. Da, scripturile rămân constante, dar acum, în urma lucrării lui Iisus Hristos, am nu doar scripturile vechiului legământ, ci am și învățăturile Domnului Iisus Hristos. Ajung așa la cel de-al treilea domeniu, care merită observat. Nu doar Dumnezeu, care rămâne constant, dar care acum este înțeles în lumina lui Iisus Hristos. Nu doar scripturile, care se păstrează și păstrează valabilitatea și autoritatea, dar acum sunt înțelese în lumina învățăturilor lui Iisus Hristos. Mai avem un element cu care voi încheia. Credință. Aici ne întâlnim cu o luptă foarte mediatizată, în mod special între protestanți, pentru că primul dintre noi, Martin Luther, n-a avut cuvinte foarte elogioase la adresa acestei epistole. Spune el: aceasta este, de fapt, o epistolă de paie, când este comparată cu celelalte, pentru că ea nu conține absolut nimic despre natura Evangheliei. Iată concluzia la care a ajuns Martin Luther despre Iacov. Epistolă de paie. De aceea a și pus-o deoparte din canonul lui, din scripturile care prezintă clar Evanghelia lui Dumnezeu, a lui Hristos. Cred că Iacov nu s-ar fi bucurat foarte mult să afle de decizia lui Martin Luther. Pentru că credința, actul credinței, fenomenul credinței se păstrează atunci când treci de la Vechiul Testament la Noul Testament. Exact credința lui Avram așteaptă Iacov să o arăți și tu. Exact credința Rahavei așteaptă Dumnezeu și Iacov să o arăți și tu. Credința aceasta care
în gândirea lui Iacov este atât de lipită de fapte, încât în momentul în care încerci să le analizezi separat, le-ai omorât pe amândouă. Martin Luther credea că putem opera cu un bisturiu atât de fin încât să desparți credința de fapte. Iacov spune, stai puțin. Ce-ar folosi unui om să aibă credință, dar să n-aibă fapte? Poate oare credința aceasta, această credință care nu se vede în fapte, poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Nici de cum. Iată numitorul comun între credința, cum o înțelege Iacov, și credința Vechiului Testament. Oamenii în Vechiul Testament, poporul lui Dumnezeu în Vechiul Testament, credeau și făceau. Exact aceeași îmbinare armonioasă o așteaptă de la noi Dumnezeu în Noul Testament. Tu crezi că Dumnezeu este unul singur? Bine faci. Tu crezi articolele de credință ale noului legământ? Bine faci. Tu crezi crezul creștin? Bine faci. Dar acest crez, dacă nu este intim, intrinsec, indisolubil legat de trăirea acestei credințe, este zadarnică, este moartă, n-are valoare. Dacă vrei să vezi ce se aduce din Vechiul Testament în Noul Testament, în domeniul credinței, Iacov spune, uită-te cum ei au legat faptele lor de credința lor. Uită-te cum nu ai un Avram care doar să spună, da, cred în tine, Doamne, ci transpune în fapte această credință, așa încât credința lui să poată fi demonstrată în fapte. Mi s-a încălzit inima când v-am auzit rugăciunile de azi dimineață. Rugăciuni pentru etnia țiganilor, a romilor, pentru lucrarea dintre ei. Și dacă a fost un numitor comun pe care l-am desprins, a fost tocmai acesta. Doamne, ajută-ne să ne arătăm credința în fapte. Chiar mai bucuros decât mine a fost Dumnezeu sus, care v-a auzit rugăciunile. Asta așteaptă de la noi. Credință nu verbalizată și conceptualizată în dogme, așa de importante cum sunt ele, ci credință care poate să fie demonstrată. Dacă un frate sau o soră sunt goi, și lipsiți de hrana de toate zilele. Și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă, săturați-vă. Aceea ar folosi. Iată acțiunea pe care Dumnezeu spune că dacă nu o legi de credință, credința aceea nu este credința care îi face lui plăcere. Credința Vechiului Testament își păstrează toate atributele atunci când treci de la vechi la nou. Dar oare totuși este ceva nou în Noul Legământ atunci când vorbim despre credință? Este vreun element nou pe care Noul Legământ să-l adauge atunci când trecem de la vechi la nou? Cu siguranță, spune Iacov. Și ajungem la cel de-al doilea verset care subliniază identitatea creștină a epistolei. Unde îl găsim pe acesta? Capitolul 2, versetul 1. Fraților, să nu ținem credința noastră în Domnul Iisus Hristos. Iată. Iată elementul nou. Tot așa cum Dumnezeu acum poate fi înțeles doar în lumina lui Iisus Hristos,
Tot așa cum scripturile pot fi înțelese acum doar în lumina învățăturilor lui Iisus Hristos, tot așa credința în Dumnezeu este acum tradusă în termenii credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Cât de important este această persoană, acest Iisus Hristos, care îl redefinește pe Dumnezeu. Adică, pentru a-L înțelege pe Dumnezeu, trebuie să te uiți la El prin Iisus Hristos, care îți recalibrează Scripturile. Adică, ca să înțelegi Scripturile, trebuie să le citești în lumina învățăturilor lui Hristos și care îți reașează credința. Adevărata credință este credința în Dumnezeu și în Domnul nostru, Iisus Hristos. Ca să mă pezesc de a face o greșeală care l-ar jigni pe Iacov, trebuie să aduc lucrurile la o dimensiune practică. Că dacă găsești ceva în epistola lui Iacov, găsești învățătură practică. Fiecare din aceste trei dimensiuni, trei aspecte, au reverberație în viața practică. Așa că în lumina învățăturilor lui Iacov, ni s-a pus în față o oglindă. Și în această oglindă ne întrebăm, cât de important este Hristos pentru noi? Cât de importante sunt Scripturile pentru noi? Cum ne manifestăm credința noastră? Ne invită Iacov, cel de numele căruia legăm, pe stâlpul căruia legăm, atașăm cuvântul credință. Ne cheamă să ne trăim credința. S-o arătăm în fapte, s-o arătăm în crez, dar s-o arătăm și în fapte. Atașamentul nostru este față de Dumnezeu și de Domnul Iisus Hristos. Scripturile noastre sunt ale vechiului legământ și învățăturile Domnului Iisus Hristos. Credința noastră este în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos. Să păstrăm moștenirea vechiului legământ și să o atașăm pe cea a noului legământ și acestea să se vadă în fiecare zi din viața noastră. Amen.